Salutare, prietenii, eu sunt AG Football. Bine v-am găsit la un nou episod din The Journey cu Alexander. Am debutat data trecută în Premier League și am jucat și al doilea meci și acum cum am asta mai departe, să vedem ce se mai întâmplă. Iată, avem meci cu Tottenham în Premier League, ok? Jucăm ca de obicei pe World Class, pe The Journey. În cariere jucăm pe Legendary, dar în The Journey deocamdată nu mă simt destul de pregătit pentru a juca pe World Class. Ok, și avem meci cu cei de la Tottenham, totuși o echipă improvizată, atât văd pe Stewart acolo, văd pe Walker. Walker, prietenul nostru, iată, joacă. Are 64 overe. Noi începem ca de obicei pe bancă această partidă. Se încarcă meciul aici, puteți vedea mesajele pe care le-am primit noi pe Twitter, probabil. Dăm pe opțiuni și să înceapă această partidă. Dar vom fi trimiși în teren direct, ne apare acum doar partea noastră. Trebuie să marcăm un gol. Trebuie să încercăm să câștigăm această partidă și să luăm o medie de 7, însă nu știu care este scorul. Cred că e 0-0 de vreme ce nu ne-a fost prezentat nimic. Dar nu, este 1-0 pentru Liverpool aparent, ok, bine asta. Și deci suntem jucați ca atacanți. Hai. Hai. Aștept pasa. Dați-mi pasă, nu așa, nu acolo, mă. Bine, am cerut și-o cam multe pase, hai. Minutul 76, din câte se pare, iată. N-are prea multă încredere în noi. Antenorul, oh, ce pasă pentru Coutinho. Ce pasă pentru Coutinho și brazilianul, magicianul brazilian, trimite foarte aproape de țintă. Putea fi 2-0, iată. Începe bine acest meci. Hai. Cer pasa. Noi. A fost bună? A fost bună? Hai, Stewart! Stewart! Oh, ulu, ce ocazie! Însă din nou am pasat foarte bine noi. Nu suntem, sunt atacat, însă se pare că merg mai bine cu pasele deocamdată în această partidă. Îmi place să-mi lansez foarte bine wingerii. Dă-l pe Dier, pasă pentru Walker. Walker și pasă aceea nu-i prea bună. Noi trebuie să trecem în atac acum. Însă iată cât de bine mă ține acolo fundașul. Hai, poate să-mi paseze în Naples, să-mi paseze din nefericire. Asta spune să văd care mai sunt obiectivele noastre dacă ne apar aici. Trebuie să-mi scriem un gol, ceea ce e destul de nasol, și să câștigăm meci, ok. Partea cu golul va fi mai greu de realizat din nefericire, iată. Este Hung Seung Min și intră Nacer Chadli la Tottenham. Jansen, cât de înalt e Jansen, what the fuck. Centrarea lui Jansen, wow, oleu, ce paradă șmecheră. Prinde portarul nostru. Ne atacă iară și ăștia, prinde portarul. Nu, pasta e proastă. Hai. Nu. Fac, am pierdut balonul. Ah, fac. Nu, Chadli, shoot, pasta scoate din nou. Ce portare avem, cred că Manninger apără pentru noi în aceste momente, se apără foarte bine, deși are doar 71 overe. Hai, Manninger. Bine, bine respins. Și pentru noi asta, care pasăm lui Harry Kane. Îl putem face pe ăsta cu pace-ul nostru dement? Se pare că nu. Că nu prea avem un pace dement, din nefericire. Hai. De ce? Why would you do that? Moreno, ce greșeală face Alberto Moreno și este clar în... Nu este în folosul echipei. Ia, dar pot să mă duc înspre club să fac ceva, nu pot. Stau ca atacant în față. Oh, hai, și pasa. Bună pasa. Nu... Proastă, însă aici stăm bine. Iată-mă, stă aici. Bună pasă aia, chiar e foarte bună pe părerea mea. Hai, dă-mi-o. Nu, de ce? De ce îmi dă mie bad call fără pas? Pentru că am cerut bine pasa, Constantin, să-l avine piciorul.
Ok, hai că facem recuperare. Așa. Nu, pierdem. Pierdem. Chadli. Sânge poate să facă Chadli aici. Oh, good defending, good defending. Hai, hai, hai. Cu capul, cu capul, cu capul. L-am presat, măcar, bă, măcar l-am presat, pă. Deși pierdem aici balonul. A, mă, ce pasă slabă dau. Hui, Alderweireld. Se vede că am doar 62 OVR. E greu să faci ceva cu OVR-ul ăsta. Oh, Hunter! Nu, no, nu, nu, nu mi-am bătut joc. Am vrut să fie faza mea, am vrut să fie faza mea. Am vrut să fie momentul meu de sclipire, momentul meu de geniu. Însă n-a reușit nimica, ci pasă greșită. Pasa, oh, leu, ce ocazie pentru Tottenham. Am fost aproape ei să egaleze. Walker. Kyle Walker, foarte bine ținut acolo. Să mingea nu este în aut. Hai, mă. Hai. Pua, mă, nu pot să cred. Move the ball, zic ăștia, da. Bă, frate, greu, am 62 overe, e greu. Rose. Chadli. Stai cineva, Hunter, să stă mai în spate, Hunter, totuși. Charlie pentru Lamela. Bine, Moreno. Bine, Moreno. Am scăpat acolo. Bine, Moreno. Amen. Hai, ultimele secvențe ale acestei partide. Trebuie să rezistăm. Hai, să iau mingea lui Eriksen. Poate eu nu. Shot! Maninger! Maninger ne ține și probabil vom câștiga această partidă datorită lui. Centrarea este pentru Sol, este pentru Jansen. Gestionau din nou. Dar să stau mai în față, că poate ne va fi respinsă mingea pentru noi. Deci poarta este goală, practic. Rămâne Loris acolo, n-a rămas. Da. Ce se întâmplă? What? S-a bugui joc, what the fuck? Ah, gata. Hai, Ken, dacă nu poți. O fi vina mea că n-alergă Ken. Fa. Dar se termină meciul. Învingem cu 1-0, deși în această partidă n-ar trebui să facem foarte multe lucruri bune. Se termină Tottenham Liverpool 1-0. Jurgen Klopp dă mâna cu antrenorul lor. Vedem aici și fazele bune făcute de Hunter. Vom reuși oare să câștigăm titlul în Champions League? Nu va fi ușor, însă eu sper că cu puțin noroc vom câștiga titlul. Ia să vedem aici ce se întâmplă mai departe. O, avem match rewards, ia. Da, n-am înscris asta, n-a fost cea mai bună partida noastră. Să așeste în fotbal. 63 overe din câte văd. Mă dă advance, să vedem ce se mai întâmplă. Să avem acolo niște skill attributes. Nu, nu cred că le mai pot... Ba da, uite, avem aici attributes. Ia. Asta e pentru dribbling și poate chiar ar fi bun. Pot să urmăresc, da? Și mai am un punct, din câte văd. Mai pot să cumpăr ceva? Cred că... A, numai chestiile astea. Nu, chestiile astea albastre le am. Penaltiurile, la unde le pot mări? A, uite aici, uite, mi-ar trebui astea pentru peisaj, dar îmi trebuie 3 puncte, respectiv 2.
Așa că vă mai aștepta și vom da advance până la urmă. O, training day, set pieces. Ok, asta va fi interesant cu set pieces-urile. Că chiar nu știu cât de bine să dă Alex la acest capitol. Set pieces adică faze fixe înseamnă. De ce că nu știu. Here we go, lads. Back at the grind. Ok, vorbește asta aici. Begin training, da, și nu simulez antrenamentele la care era acesta cu Alex Hunter, pentru că nu mi se pare normal până la urmă. Ideea e ca noi să încercăm să-l creștem pe el. Ia un prim shot. A, bară. Nu s-a dus rău să-l cu mingea. Hai să vreau să duc în țintă. Este, nu, n-a atins ținta, serios. Ia asta poate atinge ținta. A atins-o, ho, ho, bine, bine, bine. Ia să ce asta peste zici în poartă. Nu s-a dus peste zici în poartă, fac. Asta trebuie să fie ușoară. Bine, Alex. Hai că ne apropiem, cred că vom face. Cred că vom face restul cu trebuie. Oh, gol! S-a intrat mingea în plasă, aparent. Asta e simplă. Da, și-a făcut deja excelent, super tare. Dar stai, vreau să încerc ceva, dacă iasă dacă mi-e în aceste antrenamente, acel bug. Da, vreau să încerc, dar nu cred că va merge. Nu merge, nu merge la aceste antrenamente. Am găsit și un bug pe practic Sărina și vreau să văd dacă merge și la antrenamente. Shoot alături al lui Hunter acum și... Ia să ne dacă putem să dăm și în partea altă un shoot. Nu putem. Oricum avem excelent, nu mai contează. Pe lângă. Oricum excelent, am luat nota. Free kick crossing, ok. Asta va fi destul de greu, zic eu. Ia să vedem. Mamă, să le centrez eu. Nu pare așa de greu, totuși avem acolo un mark. Dar avem acolo o de-asta, o... Trebuie să centrăm și nu mi se pare așa de greu. Ia, poate ne se centrează asta mai bine. Hai, nu, ne-au respins-o. Hunter, hai cu centrarea, ai bună centrarea asta. Hai mă, da și gol. Eu trebuie să șutez? Nici nu mi-am dat seama că eu trebuie să șutez. Mă, de ce am dat pas? De ce am dat pas? A, de-aia și ce. Cu capul prinde portarul. Mă, acum mi-am dat seama că eu fac și restul treburilor. Hai, bine, ce să centrare. Eu stau acolo. N-a fost prea bine, n-a fost prea bine pus. Și cred că voi mai repeta o dată acest drill. Shot, asta e și chiar bine. Hai că dau un retry totuși, pentru că mai avem două încercări și vreau să... Centrarea lui de cap, scoate însă bine portarul. Hunter din nou. Centrarea, lovitura de cap, nu s-a mai dus cum trebuie. Hai Hunter cu centrarea. Nu, iarăși o respingă ăștia foarte bine. Hai, dacă se duce acolo, trebuie să fie bună. Nu, iar e deviată. Pa, mă, prea tare. Bă, în prima dată reușisem să luăm un C. Cum se pare că la acest antrenament nu vom lua nici măcar un D gol frumos acolo, ok. Că mai sunt speranțe totuși. Dar nu e bună, nu e bună, nu e bună. Hai. Shoot, gol, 5100, luăm D. Mai încerc o dată. Shoot, scoate bine portarul din nou. De ce nu mă intră, mă, să iau shoot? Vreau să iau un C măcar. Centrare, oh, frumos! Ce gol, șmecher. Bravo, Alex, o dai așa și în timpul meciurilor. Cioa, cred că dacă evoluăm bine la aceste antrenamente, ne vor fi, va fi oferită și șansa de a executa fazele fixe, ceea ce ar fi genial. Hai, cap, 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 cap. What a goal! Ok, 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 a greșit portarul acolo.
Hunter va veni cu această centrare. Nu e real, offside cap, scoate portarul și avem deja almost there. Cred că sigur vom lua măcar un B. Din nou trebare. Centrarea nu e real, dar god damn it. Hunter. Centrarea lui Hunter, hai Cheliosul ăla. Da, cred că vom lua totuși C-ul. Sau nu, hai, cap, gol! Vom lua B-ul, da, luăm B și sunt mulțumit cu B-ul. Continuăm așa. Sunt dacă sunt și antrenorii mulțumiți de prestația noastră, ceea ce? Da, ne crește long shot-ul, ne crește free kick-ul, corsi-ul și curve-ul. Aveam doar 27 la free kick-ul, corsi, nu era prea bine. Încă suntem la rezerve, la fel ca și Harry Kane, se pare. La rezerve care însă sunt pe bancă, nu la cicări, nici măcar nu prind lotul. Da, avansăm din nou la Londra. Training day, avem iar training day, însă văd acolo că scrie free training, asta poate că înseamnă că pur și simplu putem face oare ce vrem sau cum vine asta. Să vreau să impresionăm și la acest antrenament. Ia. Gaffer thinks a free form session's best right now. Oh, putem să adăugăm noi ce vrem. Super tare asta. Vreau aici, vreau shooting-ul să fie mai bun. Bă, da, se pare că avem mai multe. Shooting sharp. Așa, ia și dribbling-ul sau passing-ul. Dribbling cum stăm? Hai dribbling-ul. Begin training. Begin training, da, evident. Prima dată avem sharp shooting-ul. Chip shot-uri, chestii socotele. Mamă, te sușită din această poziție, serios? Wow, ce gol! La tu, what the fuck, ce golul și mie că remarcăm. Shot, gol. What the fuck is going on? Nu, da, făcând un portar foarte slab, că cam orice minge intră în plasă. Da, iară și gol. Mă, că vreau... Doar bară, serios? Dacă intră și asta e clar. N-a intrat. Gol, frumos. Da, mă, vreau să iau acea țintă. N-am luat-o. Hai. Bară, iară, serios? Gol. Hai, poate nu știu, na. Excelent, am luat-a, este... Am luat taia la acest antrenament, foarte bine! I-am dat la see results. Probabil că putem vedea ce... Ce ne-a ajutat pe noi acest antrenament sau ce? A, și mama, avem Bitterman-ul. Ok, la Bitterman va fi mai dificil, nu știu exact ce trebuie. Deci avem doar dribble și sprint din câte văd, ceea ce... Ok, vreau să ne crească dribbling-ul și ball control-ul, că nu stăm prea bine la acest capitol. A, știu acest antrenament, știu acest drill. Știu și cum se execută. Și încă o dată, bine. Fault, am obținut 1500 de puncte din faza asta. Să sperăm să fim faultați, pentru că iată, revenim la partea asta mai simplă. Nu, mi-a luat mingea, nu pot să cred. A, iar mi-a luat mingea. Iarăși, what? A, nicio șansă, amice. Nicio șansă de data aceasta. Dar suntem tot la almost there, fault. Bă, m-a pus pe jos. What the fuck. Oricum, cred că voi lua un B. Da, luăm un B, sunt mulțumiți cu B-ul totuși. Și trecem mai departe, pentru că probabil mai avem un meci de jucat astăzi, ia să vedem. Suntem tot în rândul rezervelor. Nu înțeleg de ce Walker încă e în rândul titularilor. Să nu ne-a crescut nimic, însă la următorul antrenament ne vor crește și pace-ul și tot ce trebuie.
Iată-mă acolo, da? Și la Lana, iată, și la Lana este în rândul rezervelor, ca și Firmino, what the fuck? Nu înțeleg ce se gândește Jurgen Klopp în acest moment, dar... Vedetele în care, logic, mă încadrez și eu, suntem ținute pe bancă, ok. Dăm advance. Meciul cu campioana Leicester, mamă, meciul ăsta clar vreau să impresionez. Mamă, cât de important se anunță această partidă. Dăm players hunter. A, cred că suntem iar rezerve. Iată, unii oameni dintre care zic că Alexander nu ar trebui să fie acolo. Avem și oameni care ne laudă, și oameni care ne critică. Leicester au și 3 puncte. O zi ploioasă, suntem trimiși de Jurgen Klopp. Probabil aceleași obiective ca de fiecare dată, ia să vedem. 7. Să scriu un gol și să câștigăm meciul, da. Acestea sunt obiectivele clasice pe care Jurgen Klopp mi le spune. Mamă, intru în locul cu tine, poate că intru la mijloc sau se schimbă formația, nu știu exact. Cred că sunt Ringer totuși, da, sunt Ringer, iată-mă. A, pierdem acolo mingea. Ok, 1-0 pentru noi din câte văd, ceea ce e bine. Hai. Și iar pierdem balonul, nu avem un debut prea sănătos pe Anfield. Cred că este debutul nostru pe Anfield. Vardy, portarul scoate. Și mingea este în out. N-avem cel mai bun început de meci. Și asta e destul de nasul, asemenea, această pasă. Pentru unul de lei. Stau în față, hai portare. Eu sunt. Uite-mă aici. Hunter, pasă, hai, bună, clar. Bă, frate, ce pasează așa, nu pot să înțeleg. Lasă. Pasă lungă pentru Albrington, prinde. Sunt liber. Și am avansăm, suntem pe wing 2. Aștept o pasă bună care deocamdată nu vine. Hai. Pasta e pentru Ahmed Musa. Fuchs. Bine, Klein. Și minge pentru noi. Cer pasta aia. Îl văd, l-am văzut pe Moreno. Dacă nu poate să întoarcă balonul. Încerc ceva. Nu, ieșise un început de pasă bun acolo. Cu acea pasă la Lana, însă la Lana nu face mai mult. Ok. Mingea e pentru mine direct, pasa nu e rea deloc, dacă nu poți în spate, amice. Ai, chiar era Walker acolo. Iată-mă. Oh, hai, Hunter, fugi. Puuu, dacă îi luam acolo acea minge. Ce pasă pentru Jamie Vardy. Să-l oprească, l-a oprit foarte bine cineva acolo pe Jamie Vardy într-un final. Centrarea e a ta portare, fără niciun fel de problemă. Hunter, pasa aia. N-a fost însă prea bună, se pare. Bun. Fault. Și, opa, peste. Mi-a dat acolo good pass, am văzut. Fuchs însă va lua galben, Fuchs. Îmi dorea mai mult de la acea fază, numai ca... Acea pasă mea să nu se întâmple nimic cu ea până la urmă. Hai, Walker. Bun.
Hunter, aștept pe cineva să urce. Dacă nu... Hai, hai, hai! Ce trebuie? Hunter! Mamă, cum s-a dus! Cât de bine am lucrat aici! Lovitura mea de cap îl învinge pe Schmeichel, însă nu intră și în plasă. Bă, cât de bine am făcut faza asta. Chiar am făcut praf pe CT Alistarin. Chiar am făcut praf la această fază. Hunter pierde balon ușor. Bă, chiar am făcut praf la acea fază, însă... Nu. Și de pasa aia la Lana, pierde balonul foarte ușor. Este mingea în aut și va fi o fază pentru noi. Tima noastră ocazie în această partidă pentru a-l impresiona pe Jurgen Klopp. Să se termină meciul, se termină. Batem cu 1-0 pe cei de la Leicester. Problema este însă că iarăși nu prea am impresionat. Am avut acea ocazie bună de data aceasta, însă am progresat în acest punct de vedere, însă n-am putut înscrie deocamdată. Ceea ce nu e prea bine. Ia să le match rewards, nimic. 64 OVR, parcă aveam 63 înainte. Tot un atribut skill am și încă tot sunt aproape de primul 11. Însă nu suficient. Să vedem ce se mai întâmplă dacă mai avansăm puțin acest calendar. Shooting, avem antrenament din nou. Cu Alex, Hunter. Butler vorbește. Avem headers and volleys și distance shooting. Dăm begin training, evident, nu vreau să dau skip la nimic, cum v-am mai spus. Să shooting-ul e important și văd că heading și volley stăm foarte slab. Ok, ce se întâmplă aici? Shoot, goal, ok. Bag finesul. Vreau să iau la țintă acele semne pentru a lua sigur la acest antrenament. Shoot peste, serios. Dacă știți din prima, așa normal să ce mai bine. What the fuck, din sus. Hai, shoot. Go, frumos. Nu, ăsta chiar trebuie să chiar ușor. Știți să fac o groază de puncte. Da, te-am făcut deja excelent. Hai, facem și noi 20.000. Păi cum să nu facem? Hai, un fine senzațional. Gol. Bă, la antrenamente chiar ne surcăm bine, însă în meciuri este problema noastră. Da, 28.000 de puncte, fără probleme facem acest antrenament Loma. Acum urmează partea de volee, la care nu știu exact pe ce se bazează acest antrenament. Să nu pare așa de greu, să vedem. Oh, nice! O încercăm o foarfecă, what the fuck, ce șmec, hai încă o foarfecă. Nu, no, n-am ieșit foarfecă. Oh, bun șutul ăla. Mamă, dar e mai greu de când a venit adversarul nostru. Hai că l-am prins, scoate portarul însă. Hunter, shoot slab. Ridicarea. Wow, nice volley. Gol, bine, almost there. No. Da, cred că voi mai da o dată restat la acest antrenament. Am luat doar 5 și poate putem mai mult. A, dacă dăm volei, probabil avem mai mult scor, da. Hunter, bară, serios. Golul ăsta intră. Nu a ieșit. Shoot! Bar, ha, mă, serios. Shot, prinde portarul. Ha, mă, dă-i, gol, bine.
M-a ținut. Prinde nou portarul. Șut, bine, gol. Bine, oh, frumos. Șut, transversala. Transversala. Bate o vina și tot ce luăm. Tot ce luăm și cred că va rămâne așa. Rămâne cel până la urmă. Nu prea merge să ne repetăm de prea multe ori pentru că nu cred că pot mai mult de atât. Ne crește long shot-urile, voleiurile, heading upwards și voleele și partea cealaltă. Sau accelerația încă nu ne crește. Totuși o accelerație bună. Nu e chiar așa de rău. Să o stăm în continuare în partea de bancă de rezerve. E nefericire pentru noi. Și neapă aici să dăm advance, însă cred că aici voi pune punct acestui episod din The Journey. Data viitoare vom continua să jucăm în meciuri, deci cine știe ce se mai întâmpla. Poate noi storyline-ul ca ținuri, deocamdată n-am mai văzut așa ceva. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, eu am fost AG Football, toate cele bune, la revedere!